Fotoprotecția este un subiect intens dezbătut și comentat în ultima perioadă datorită impactului radiațiilor ultraviolete asupra tegumentului nostru. Fotoprotecția implică o serie de măsuri pe care noi trebuie să le folosim în speță pentru protejarea pielii. Fotoprotecția poate fi împărțită în două categorii. Este vorba despre o fotoprotecție externă, dar și internă. Fotoprotecția externă presupune atât folosirea mijloacelor de protejare a pielii prin aplicarea de diverse creme cu factori de protecție, dar și folosirea îmbrăcămintei corespunzătoare. De asemenea, tot legat de fotoprotecție este protejarea corpului nostru în perioadele în care radiațiile ultraviolete au o intensitate maximă. În primul rând, pentru a înțelege acest concept de fotoprotecție, trebuie să ne educăm în a nu ne expune în intervalul 11-16 la radiațiile ultraviolete. Astfel, în momentul în care dorim, de exemplu, să mergem la plajă, indicat este să se folosească o cremă cu factor de protecție 50 cu reaplicare din 2 în 2 ore. Dacă intrăm în apă sau dacă ne murdărim de nisip, atunci ne vom șterge și vom reaplica factorul de protecție. De asemenea, chiar dacă intensitatea radiațiilor ultraviolete în această perioadă este redusă, și mă refer aici la intervalul orar până în ora 11 dimineață, dacă dorim să stăm pe plajă, este necesar să ne ferim de soare, adică să ne punem sub umbrelă. Fotoprotecția internă se referă la un regim de viață sănătos care să împiedice formarea radicalilor liberi și care să practic să ne imunizeze și să ne ofere la nivel cutanat o protecție mai mare de vitamina D care practic să ne apere pielea.